Bună, sunt Tea. Iată cele 5 subiecte ale zilei. Un bărbat din Iași, în vârstă de 71 de ani, trăiește de 4 ani într-o locuință improvizată sub pământ, la marginea pădurii Ciric. El are 14 copii, o relație complicată cu soția sa și a lucrat timp de 40 de ani la aceeași companie. El și-a pierdut însă casa din cauza datoriilor acumulate. Caz bizar în Coreea de Sud, unde un bărbat a încercat să scape de armată prin consumul excesiv de mâncare. Tânărul de 26 de ani a început să mănânce excesiv înainte de examinarea fizică de la încorporare. Însă încercarea nu a avut succes, un tribunal găsindu-l vinovat de evitare a serviciului militar obligatoriu. Hipermarketul Freshful oferă un leu pentru fiecare ambalaj, fără necesitatea de a mai sta la coadă. Tot ce trebuie să facă clienții este să strângă ambalajele într-un sac special oferit de companie, să-l sigileze și să-l predea unui curier. Promoția este valabilă doar până pe 30 noiembrie 2024. Drumurile și căile ferate din Marea Britanie au fost afectate după ce furtuna Bert a lovit regatul în weekend, provocând inundații pe scară largă. Autoritățile britanice au emis cel puțin 200 de avertismente de călătorie. 4 persoane și-au pierdut viața. Una dintre victime își plimba câinele, iar o alta a fost lovită de un copac. Planeta Pământ se desparte de un asteroid care, în ultimele 2 luni, i-a fost alături ca o mini-lună. Inofensiva rocă spațială se va îndepărta luni, împinsă de forța gravitațională mai puternică a Soarelui. În luna ianuarie, mini-luna se va apropia totuși de noi pentru o ultimă scurtă vizită. Thank you.